decriptarea mesajului lui Tudorel Toader, cum joacă liderii coaliei, după refuzul lui Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a refuzat solicitarea venit din partea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului Efalzna, Laura Codroacovesi. Imediat după anunțul președintelui, Tudorel Toader a transmis un mesaj prin care arăta ce vom sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul președintelui de revocare din funcție a procurorului Efalzna. Folosirea pluralului de către ministrul Justiției a creat vâlv în spaiul public. Pentru ce ministrul Justiției nu are competența de a ataca la Curtea Constituțională un conflict juridic de natură constituțională? Ceile de atac în această situație sunt prevăzute la articolul 146, litera E, din Constituția României. E. Soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea presublinieredintelui României, a unuia dintre presublinieredinții celor două camere, a primului ministru sau a presublinieredintelui Consiliului Superior al Magistraturii, se arată în Constituie. După aceste critici, Tudorel Toader a revenit cu un mesaj, în care explica ce voi sesiza nu este echivalent cu voi sesiza. Pentru cine crede că știe, sau ar trebui să știe, Cartea Constituționalismului, vom sesiza ce cere nu este echivalent cu voi sesiza ce cere, arată Tudorel Toader. Din mesajul lui Tudorel Toader, calea de urmat este cât se poate de clar. Premierul Viorica Dencil va fi cea care va sesiza Curtea Constituțională în raport cu un conflict juridic constituțional între guvernia administraia prezidențial. În ceea ce privește războiul care se va duce la Curtea Constituțională, trebuie să remarcăm diferența dintre raportul lui Tudorel Toader și cel al lui Klaus Iohannis. Dacă ministrul Justiției a blindat raportul cu decizii ale CCR, inclusiv cele împotriva Laurei Codroacovesi, președintele Klaus Iohannis nici nu amintește de aceste decizii ale CCR în răspunsul său oficial. Acest aspect ne releve faptul că Tudorel Toader era pregătit de la bun început să meargă spre judecata Curii Constituționale, în timp ce Klaus Iohannis a dorit să evite cât se poate de mult acest deznodământ.